Discutăm cu Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și candidatul PNL pentru un nou mandat la primărie. Bună ziua, domnule primar, bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Domnule primar, Clujul a avut o dezvoltare spectaculoasă în timpul mandatelor dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, în primul rând, ce planuri aveți pentru următorul mandat? Știți cum spune românul, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Adică să continuăm lucrurile bune și să corectăm lucrurile care n-au funcționat. Nimeni nu-i perfect pe lumea asta. Sunt convins că și noi la Cluj avem o grămadă de lucruri care pot fi îmbunătățite. Dar ca principiu, ne dorim așa, Clujul să rămână pe primul loc, așa cum este astăzi în foarte multe domenii, să-și mențină avantajele competitive, să fie un oraș de referință în materie de calitatea vieții în țară și în străinătate. Din această perspectivă, știți că Banca Mondială a spus că dacă, în urma studiului efectuat, că dacă România ar alege să se mute într-un oraș, ar alege în primul rând Cluj-Napoca. E un lucru pe care noi tratăm cu maximă seriozitate și ca filozofie de ansamblu lucrăm pe această componentă. Creșterea calității vieții în oraș. Asta ține de multe lucruri. 1. Salarii bine plătite. Este ținta numărul 1 pe care o avem în continuare. Cele mai multe salarii bine plătite vin din domeniul inovării, a tehnologiei, a artelor creative, care îmbină inovarea cu dimensiunea creativă, și toate acele industrii conexe care se bazează pe inteligența artificială sau pe inovare și profită de avantajul talentelor care există în acest oraș fundamentat pe universitate. Deci, de departe, această componentă este prima prioritate, care e și cel mai important avantaj actual al Clujului. Numai ce trebuie să știm cu toții este că aceste lucruri nu se întâmplă de la sine și nu se mențin de la sine. Îmi amintesc că citeam când era fetița mea mică, îi citeam Alice în Țara Minunilor și educatoarea mi-a zis să-i citim în engleză ca să învețe mai ușor limba engleză. Și acolo am citit o frază care pe mine m-a impresionat din povestea Alice în Țara Minunilor. Zicea regina către Alice, "You have to move very fast just in order to stay in the same place." Adică trebuie să te miști foarte repede doar să rămâi în același loc. Exact asta trebuie să facă Clujul și asta e prima prioritate pe care o avem. Să ne mișcăm în continuare foarte repede doar să ne menținem locul pe care l-am câștigat. A doua prioritate este ceea ce înseamnă menținerea talentelor la Cluj. Eu am o teză pe care o susțin oriunde pot. La Uniunea Europeană, la Comitetul European al Regiunilor, în Parlamentul European, la întâlnirile naționale ale Asociației Municipiilor, cu diversi miniștri, guvernanți, și spun că nu este proiect mai important de țară pentru România în următorii ani decât menținerea acasă a românilor. Este cea mai importantă resursă umană a planetei, resursa umană. Știm bine și am văzut în această perioadă de pandemie că până la urmă oamenii fac diferența. Iar pentru mine, ca primar, cea mai importantă prioritate este ca nimeni să nu fie obligat să-și părăsească orașul din alte motive decât cele pe care le are prevăzute în Constituția Europeană, dreptul de liberă mișcare, de a-și alege un loc de muncă dacă dorește, dar să nu fie obligat, că n-are un salariu bun aici, că n-are educație corespunzătoare, că n-are sănătate corespunzătoare, că n-are o administrație eficientă, că n-are un mediu cultural în care să se simtă bine, că nu are un cadru în care să nu fie poluare. Nu, aceste lucruri să le găsească acasă. După aia, dacă el vrea să mai meargă să trăiască și la Bruxelles sau la Viena sau la Paris sau la Lyon sau știu în altă parte, ok, să o facă, dar știe că are aceste condiții acasă și la scară mare în România. Pentru că, repet, România va reuși să fie competitivă în continuare dacă va reuși să țină talentele și oamenii valoroși. Și forța de muncă, eu când vorbesc de talente și resurse umane, nu mă refer doar la cei din IT. Mă refer la toți românii care au o meserie care, repet, poate adăuga valoare în societate. De la cei care pun gresie sau pun pavajul pe străzi în Cluj, sau cei care, repet, sunt instalatori, până la cercetători, doctori, medici, lucrători din IT, artiști, toți, repet, reprezintă o resursă umană valoroasă a acestei țări și ei trebuie să rămână acasă. Deci asta e dimensiunea, repet, la care lucrez în fiecare zi și voi lucra în continuare dacă clujenii vor acorda creditul necesar. În al treilea rând, e dimensiunea Clujului metropolitan. Asta ce înseamnă? Clujul nu mai poate rămâne în granițele administrative existente actuale. Pentru că inevitabil viața merge mai departe și dacă vrei să ai salarii bine plătite, să ai calitatea vieții, trebuie să te uiți la ce se întâmplă în preajma ta, așa cum România nu este izolată, este în Uniunea Europeană și lucrează în consonanță cu ce se întâmplă la nivel european. Și noi aici
ne uităm la ce avem în preajmă și din această perspectivă mobilitate și economie. Asta ce înseamnă? Pe mobilitate, tren metropolitan, centură metropolitană și metrou. Aceste mobilități alternative la mașină, centura metropolitană este pentru a scoate traficul greu complet din oraș pe toate axele. Așa cum am mai dat autostrada Transilvania, cei 54 de kilometri ne-au ajutat să scoatem traficul greu din municipiul Cluj-Napoca pe o anumită axă. Acum trebuie tot orașul să fie ferit de trafic greu, care nu mai trebuie să tranziteze prin niciun colț al orașului, și această centură metropolitană la care lucrăm acum trebuie să fie finalizată și venim după aceea cu ceea ce înseamnă transportul verde nepoluant, adică metrou și tren metropolitan, care ne va oferi alternativa la mașină, la un mediu în care să nu ne îmbolnăvim prin poluare excesivă și oamenii să ajungă pe o distanță de 100 de kilometri de Cluj mai ușor decât cu mașina, să poată avea un loc de muncă bine plătit. Pentru că aici vine cea de-a doua componentă, area metropolitană permite și un master plan economic. Să știm, aici e zona pentru inovare și IT, aici e zona de manufacturier, aici e o zonă pentru agricultură, dacă este posibil. În area metropolitană, repet, din preajma Clujului. Și lucrând cu ceilalți primari din preajmă, asigurăm și mobilitatea alternativă, dar și locuri de muncă bine plătite prin investiții care să le atrage. Și cel mai important lucru, investitorul să nu mai meargă la 7 primari din zona metropolitană, merge la un singur centru de comandă format din cele 7 primării. Noi deja am început acest lucru, avem o asociație metropolitană de transport în comun și toți din preajma Clujului au transport oferit de municipiu. Trecem la nivelul 2 cu NEL-ul al doilea din preajma Clujului. Acum mergem pe ceea ce înseamnă trenul metropolitan prin colaborare cu Ministerul Transportului de a utiliza calea ferată existentă și de a crea mai multe stații, astfel încât după electrificarea căii ferate Cluj-Oradea, pe care o face Ministerul Transporturilor acum, de exemplu, să faci din Oradea până în aeroportul din Cluj o oră și 30 de minute și nu peste 3 ore cât este acum. Și să poți veni, repet, cu trenul din orice zonă, așa cum e în Europa. Ați văzut, dacă mergeți în Bruxelles, din Gor Central, în 40-45 de minute e și în Ghent, și în Bruges, și în Anvers, în toate colțurile Belgiei. Noi de ce n-am avea această posibilitate ca țară să utilizăm acest transport nepoluant, performant și eficient, dar și ca zone metropolitane să asigurăm mobilitatea forței de muncă, pentru că inevitabil, dacă toți stau în oraș, ne blocăm, ajungem la congestie. Și atunci trebuie să găsim soluții de aerisire utilizând infrastructura respectivă. Deci această dimensiune verde nepoluantă este a treia mare prioritate pe care o voi avea și voi continua ceea ce am început, repet, sub rezerva creditului oferit de către clujeni, pentru a ne menține și calitatea vieții și locurile de muncă. A patra este dimensiunea verde. Avem 100 de noi hectare de spații verzi în pregătire, 100 de milioane de euro alocate și mai mulți din fonduri europene, pentru că de acum lucrăm pentru ceea ce înseamnă exercițiul 2021-2027, ca la Cluj să nu scadă calitatea vieții. Ori, pe de o parte, accentul pus pe mobilitatea alternativă și accentul pe ce înseamnă dimensiunea recreativă verde nepoluantă face să crească, repet, în continuare calitatea vieții la Cluj. Da. Așa ar fi 3-4 idei care mi-au venit în minte la întrebarea dumneavoastră. Clujul a avut un start întârziat în ceea ce privește o administrație locală performantă, la nivelul străzilor, când ați preluat dumneavoastră primul mandat și dezvoltarea economică, iar acum lucrurile s-au schimbat un pic. Oamenii vor ca totul să se întâmple repede, cu costuri mai mici și lucrări de calitate. Într-un oraș ca Clujul, care crește constant ca nivel de populație, cum reușiți să împăcați toate aceste aspecte? E perfectă întrebarea dumneavoastră și e pe buzele la mulți clujeni. Și aici vă răspund cu ceea ce am spus mai devreme. Pentru a evita congestia, pentru a evita supraaglomerarea, ne uităm la zona metropolitană. Adică ce-i Floreștiu, ce-i Gilău, ce-i Baciu, ce este Apahida, ce este chiar Jucu, Bonțida, chiar o arie de la Cuiedin până la Dej de 100 de kilometri. Deci dezvoltarea economică și extinderea Cluj pleacă pe această axă. Dacă nu avem grijă de această dimensiune, n-a făcut nimic, dar noi deja avem pașii pregătiți. Ne așteptăm să vină momentul acela să spunem, trebuie să semnați contractele, cum se anunță acum de Uniunea Europeană și de România, până în 31 decembrie 2022. Dacă nu sunt semnate contractele pentru planul de reziliență urbană, România pierde banii. Deci vrem să fim pregătiți până atunci cu contractele semnate și pentru trenul metropolitan, să sperăm că și pentru o parte din metrou, pentru ceea ce înseamnă centurile ocolitoare, pentru ceea ce înseamnă parcurile, spațiile verzi despre care am vorbit, noile zone pietonale din oraș,
transportul public pe care îl propune să-l avem complet nepoluant. Deja Clujul are astăzi 50% din flota de transport verde nepoluant, autobuze electrice, tramvaie, troleibuze. Continuăm această extensie. Obiectivul este 2026 sau 2028 cel mult să avem întreaga flotă de transport a orașului nepoluantă, verde, tocmai pentru a oferi cetățeanului o calitate a vieții. Și răspunzând acum la prima parte a întrebării dumneavoastră, amintiți-vă anii, într-adevăr, 92-2004. Au fost 12 ani de administrație care s-a concentrat pe cu totul și cu totul altceva decât pe prioritățile oamenilor din oraș. A fost dimensiunea ultranaționalistă, a fost oarecum specifică anilor 90, dar dusă la extrem. A fost un oraș care a fost evitat de investitori pentru că era, pe de o parte, nemodernizat, pe de altă parte, ca centru al naționalismului, nimeni nu venea să-și aducă investițiile într-un loc nesigur. Și în al treilea rând, nu s-a fructificat deloc avantajul competitiv al orașului. Din nefericire, vechea administrație a Clujului n-a avut nici măcar o întâlnire cu toți rectorii universităților clujene. Ori, universitățile sunt cel mai important avantaj pe care îl are acest oraș. De acolo încep talentele, de acolo încep locurile de muncă bine plătite, de acolo începe atracția de investitori, de acolo începe viața în oraș, de acolo încep toate. Oricât tu nu colaborezi cu universitățile care sunt motorul principal, evident că nu poți să ai o strategie coerentă. Exact lucrul ăsta l-am făcut când am venit în 2004. Am făcut o strategie cu universitățile clujene, pornind de la sprijinul pe care ne l-au acordat Facultatea de Științe Politice și Administrație Publică, și strategia după aceea a fost urmată pas cu pas. Adică nimic din ce se întâmplă în oraș nu se întâmplă întâmplător. Este partea unui plan. Și după ce am avut acest plan că universitățile și talentele sunt cea mai importantă resursă a orașului, am pus după aceea în puzzle câte o componentă în fiecare an, în fiecare moment. Și ne-am uitat la economie. Până în acel moment, industria grea, pornită de la moștenirea comunistă, era baza orașului. Complet, acel CUG, marile platforme industriale de tip comunist, care aveau trecere în perioada comunistă pentru că exista piața aia caier, își vindeau țările socialiste între ele produsele. Pe căderea comunismului, acest lucru s-a diminuat brusc, până la eliminare, până la pierderea și închiderea lor, la un morman de fiare vechi. Noi n-am preferat să ajungem un morman de fiare vechi cu orașul și atunci am spus cum putem reconverti ceea ce se vinde pe momentul de față și unde avem noi resurse. În inovare, în IT, în partea aceasta de arte creative, în partea de talente, de servicii conexe, servicii suport. Și atunci noi n-am urmat exemplu altora care imediat ce au spus, dom'le, ce facem? Hai să facem mall-uri. Toate platformele industriale le-au convertit în mall-uri și în blocuri de locuințe. Bă, prima dată ca oamenii să meargă la mall sau să-și cumpere locuințe, trebuie să aibă bani. Că primul principiu este prima dată produce ca să ai ce împărți. Că dacă n-ai ce cheltui, de unde, Dumnezeu, să mergi la mall să-ți cumperi și locuință? Și atunci am inversat ordinea de priorități și am acordat pe acele platforme, în primul rând, să creăm clădiri de birouri clasa A, unde să vină investitorii din domeniul inovării IT-ului, că aceia nu vin cu tirul, vin cu doar cu o geantă diplomat și trebuie să găsesc un office cu green building, cu acreditare verde, unde să aibă toate facilitățile ca la Londra sau în Silicon Valley și putem dezvolta această componentă. Asta am făcut. Și Clujul a devenit un pol, un hub, cum îi spunem noi, al inovării național și european recunoscut. De aceea am ajuns în finală la Capitala Europeană a Inovării astăzi, pentru că am lucrat 14 ani ca să ajungem acolo și să câștigăm acest profil și să fim un fel de Silicon Valley al Europei Centrale și de Est, prin accentul pus pe talente. Dar repet, asta n-a fost peste noapte, a fost produsul unei munci de aproape 14 ani de zile să ajungem cu strategia aici. Acum, în mandatul următor, provocarea este next level, să trecem la nivelul următor cum. Dacă până acum, în domeniul acesta al inovării, în principiu, noi am lucrat pentru alții, acel lon în IT, adică firmele din Silicon Valley aveau aici parteneri care lucrau pentru ei. Adică era chestiunea aceasta de made in Cluj-Napoca, fabricat în Cluj-Napoca. Următorul nivel este invented in Cluj-Napoca, inventat în Cluj și lucrează aia din alte părți ale lumii pentru cei care au inventat lucruri în Cluj-Napoca. Acum suntem pregătiți să trecem la acest nivel următor, invented din Cluj-Napoca, adică inventat aici și nu doar produs de către cei care au inventat în altă parte. Deci asta e chestiunea până la urmă de strategie și asta cred eu că trebuie să facem fiecare dintre noi ca primar, să ne uităm la comunitatea noastră, să vedem care e avantajul la competitiv, să ne consultăm cu specialiștii în domeniu, să facem o strategie după care să ne ținem de ea și să lucrezi în fiecare zi, că asta nu e o muncă din asta ca să o faci în schimburi o dată la 6 luni. Nu, trebuie să muncești în fiecare zi și să urmărești implementarea ei.
Va fi Clujul primul oraș din România care va avea o linie de metrou după București? Cam care ar fi scenariul optimist și scenariul pesimist în ceea ce privește perioada de timp în care clujenii vor circula cu acest metrou? Nu e un proiect ușor, e complicat, atât ca infrastructură, pentru că fiind un oraș istoric, ai tot felul de obstacole care țin de dimensiunea respectivă, dar e necesar pentru că altfel nu vom avea mobilitate alternativă la mașină și evident că te sufoci. Și atunci am gândit aceste două proiecte integrate, trenul metropolitan de a folosi calea ferată existentă, prin crearea unor stații intermediare pe raza municipiului Cluj-Napoca, astfel încât oamenii să ajungă mult mai ușor dintr-o parte în alta a orașului, chiar și în aeroport. Acesta, repet, va fi implementat mult mai repede pentru că studiul de fezabilitate va fi gata și într-un an de zile, maxim, și astfel în 2022 putem trece la execuția propriu-zisă a lucrărilor trenului metropolitan, pentru că nu sunt complicate, inclusiv achiziționarea de rame de transport. Asta e prima componentă. La metrou, termenul este de 24 de luni de realizare a studiului de prefezabilitate și fezabilitate. Am semnat contractul în februarie anul acesta, dar acum, văzând planul de reziliență urbană, am cerut câștigătorilor licitații să urgenteze realizarea acestor planuri ca noi să putem declanșa în 2022 licitația și avem contractul semnat până la sfârșitul anului să putem beneficia de o parte din fondurile europene din planul de reziliență urbană. Deci aici am grăbit lucrurile pentru că ni s-a oferit șansa de finanțare mai repede decât am crezut. Nu speram să apară asemenea resursă financiară atât de valoroasă din partea Uniunii Europene prin acest gest extraordinar de solidaritate pe care îl face cu țările membre să împrumute în numele Uniunii Europene bani pentru dezvoltarea țărilor din UE. Și atunci trenul metropolitan va putea fi operațional la nivelul anului 2023-2024, metroul în orizontul 2024-2025, o primă componentă ar putea să intre în lucru. Noi ne-am pregătit un orizont de 10 ani, dar însă dacă vin banii europeni am putea demara lucrările, repet, să se circule, pentru că vedeți, e o lucrare complicată, dar demararea lucrărilor se poate începe pe măcar pe un anumit tronson la nivelul anului 2023-2024. În acest an, după ceva vreme, Clujul a trăit fără festivalurile Untold și Electric Castle. S-a simțit lipsa în oraș? M-a răsucit cuțitul rană, știți cum se spune, Daniel, răsuciți. Normal că ne lipsesc tinerii aceștia minunați. Prima dată, în primul rând, ne lipsește atmosfera aceasta inegalabilă și unică. Vă spun, nu există o asemenea atmosferă, cred că nicăieri în lume. Mai ales prin plasarea acestui festival aici într-un oraș care a fost catalogat de Uniunea Europeană ca fiind cel mai primitor oraș din Uniunea Europeană cu cei care ne vizitează. Un oraș deschis, ospitalier, într-o infrastructură cum nu cred că mai este în lume, stadion, sală polivalentă, accesibilitate din toate părțile. Repet, dincolo de asta este, repet, ce au adus tinerii ca energie pozitivă, ca și comportament, ca mod de a te simți, de a te distra, pentru că la început au fost mari rețineri când am aprobat acest festival, spun, doamne, vai, ce o să fie un dezastru în oraș. Nu, am intuit că actuala generație este una cu un nivel de conștiință civică și de percepere a distracției complet diferită de ceea ce noi avem impresia că se întâmplă. Și vă dau un exemplu, la prima ediție, nici un coș de gunoi, nici o bancă din Parcul Central, unde au trecut peste 300.000 de oameni, n-a fost niciun coș distrus, nici o bancă distrusă sau niciun leagăn de copii care era un parc pentru copii într-o zonă apropiată, n-a fost afectat. Asta a arătat calitatea oamenilor care vin la asemenea festivaluri și care mi-au întărit convingerea că România are viitor și că tinerii pe care avem astăzi nu sunt ca noi, că nici noi n-a fost ca părinții noștri, dar sunt și au acel bun simț necesar prin care să se simte bine într-un oraș, să se distreze în maniera acestei muzici pe care noi n-am avut în generația noastră, dar, repet, acum este la modă și ne-a lipsit, repet, în primul de energia pozitivă dată de acești minunați oameni. Din punct de vedere economic, evident, numai la prima ediție au intrat în economia locală peste 20 de milioane de euro. Sunt convins că în edițiile următoare a fost mult mai mare contribuția, unii spun chiar de 50 de milioane de euro intrări în economie pe o parte sau alta. Acești bani nu au mai intrat în economia locală, deși din acest punct de vedere să spunem că e o pierdere, dar până la urmă nu e cea mai importantă. Pierderea este cea legată de energia pozitivă și de atmosfera pe care o ducea un oraș acești tineri. Îi așteptăm la anul să se distreze dublu,
sunt convins că până la urmă se vor rezolva problemele acestea legate de pandemie și ne vom revedea cu bine la Untold 2020 după pauza aceasta de un an, ca de altfel și la Electric Castle, la fel un eveniment de aceeași forță și consistență. TIFU, Festivalul Internațional de Film Transilvania, a rezistat pandemiei și a învins pandemia și a fost organizat. Primul festival din Europa de profil care a fost organizat și am felicitat, da, la Cluj s-a putut și a fost o reușită totală. Și Jazz in the Park și celelalte evenimente. Pentru că, repet, este o componentă a calității vieții. Când am vorbit de calitatea vieții, nu mă refer doar la educație, nu mă refer doar la sănătate, nu mă refer doar la infrastructură sau mediu, mă refer și la componenta aceasta de distracție, să ai acces la acte culturale de calitate, așa cum ai fi oriunde în Uniunea Europeană. Domnule primar, primăria Cluj-Napoca este în topul administrațiilor locale la accesarea de fonduri europene. Spuneți-ne, vă rog, care este secretul și de ce multe primării nu reușesc să facă acest lucru? Eu nu mă uit în grădina altora, cam atâtea în cap, atâtea la mine acasă de făcut, încât eu sunt că nemulțumit de ceea ce am făcut și puteam să mai fac. E adevărat că în această privință, prin munca colegilor mei, suntem o primărie care a absorbit de trei ori mai mulți bani decât erau alocați. Sunt convins că și alte primării au făcut, nu am acum o evidență națională. Știu că și Oradea, și Alba Iulia, și Timișoara, și Aradu, colegii mei s-au mișcat foarte bine și au făcut o treabă minunată. Secretul este, nu e un secret, e ceea ce știi fiecare de acasă, de la mama ne-a învățat, dacă muncești, vezi rezultate, nu muncești, nu ai rezultate. Deci trebuie să-ți dai interesul și să nu lași, nu lasă că fac mâine, că mâine nu mai trebuie făcut sau face altcineva. Nu, aici e o chestiune care trebuie să se bazeze pe o strategie, din timp să fii informat ce se finanțează și să pregătești proiectele. Pentru că degeaba aștept să apară 2021 când se vor aproba toate planurile și de atunci să începi studiile de prefezabilitate sau de fezabilitate. Că deja ești la mijlocul perioadei și nu mai ai pus să depui proiectele până când să le depui să închide colul de depunere. Deci trebuie toate aceste lucruri să le lucrezi din timp. Să vezi, doamne, ce am eu nevoie? Ok, 100 de hectare de spații vei să finanțează, să finanțează, care acestea? Bun, aici încep prima dată să fac studiile de fezabilitate sau concursul de soluții. Sau blocurile de locuit, avem o problemă, trebuie să le reabilităm. N-aștept să se deschidă acolo același, numai după aia să dau drumul să fac studiile necesare. De acum am pornit o licitație pentru 100 de blocuri care să fie modernizate. Bun, nu ies fonduri europene, după bugetul local, dar problema oricum trebuie rezolvată, trebuie să o fac. Și atunci dacă pornești în maniera aceasta și lucrezi din timp, cu siguranță și rezultatele se văd la urmă. Dacă însă nu mă aștept să vină ploaia și baie zi, noi să vedem unde pun, să iasă, să pun sămânță, nu mai merge niciodată treaba. Ați menționat și mai devreme despre proiectul Clujul Verde. Care da, este prioritatea majoră. Ne puteți spune un pic despre el, că investiția este mare pe 100 de hectare și presupune plantarea 100.000 de copaci. E altă componentă a Clujului Verde. Eu am uitat iarăși ce limba vorbește Uniunea asta europeană, ce finanțează Uniunea Europeană. Și m-am uitat așa de sus, de sus, de sus în jos. La nivel planetar e clar că Uniunea Europeană a devenit oaza de prosperitate, democrație și de referință a întregii planete. E adevărat și Statele Unite sunt pilonii fundamentale ai ceea ce înseamnă civilizație democratică. Dar în afară de Statele Unite, Canada, hai să mai spunem, te mai uiți puțin prin Japonia sau prin Australia, Noua Zeelandă, dar și în comparație cu ele, dacă te uiți planeta, se uită că elementul de referință este Uniunea Europeană. De-aia am avut criza migrației, nu și alte crize, pentru că toți oamenii au pus să vină aici în principal și în America în același timp. De ce vin? Pentru că percep că acolo se poate accede mai ușor la prosperitate, să ai un loc de muncă, să trăiești decent, să fii respectat ca cetățean. Și atunci, dacă Europa își propune până în 2050 să devină neutră din punct de vedere climatic, este obiectivul major, strategic, domnule, 2050 e un obiectiv fundamental. Te uiți că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus trei cuvinte: Green Digital and Resilience. Acolo se vor duce banii viitorului Uniunii Europene. Adică pe tot ce înseamnă green, dar green verde înseamnă nu articolul ăsta de pe mine pe care l-am, înseamnă transport verde nepoluant, înseamnă spații verzi de calitate nepoluante, înseamnă să ai toate tehnologiile de la gunoaie până la orice bazate pe proceduri care nu poluează, de la taximetre electrice în oraș până la autobuze electrice, ca să vorbim de transport, până la deșeuri și colectare selectivă să se bazeze pe proceduri și tehnici din acestea nepoluante. Acum, toată lumea când spune verde se gândește numai la copaci. Da, avem 100.000 de copaci în plan să plantăm până în 2030. Am început acest demers,
suntem pe drumul corect. Ne trebuie și spații, dacă dorim să avem calitatea vieții, în materie de parcuri. Și aici valorificăm toate spațiile publice, păduri existente, pentru a le crește calitatea și să fie atractive. Vă dau ca exemplu, am realizat pentru prima dată în Cluj-Napoca și cred că și în România, primul cimitir parc. Bine, o să vi se pară puțin cam straniu să vorbesc de această combinație, dar ea este peste tot în Uniunea Europeană, este și la noi. L-am finalizat, din septembrie va fi și operațional 2020. E un cimitir pe 20 de hectare de teren, dar care nu se rezumă la un ansamblu de betoane, cum arată acum cimitirile în bună parte din România, din nefericire. Un morman de betoane și de, cum se spune, de cavouri și de tot felul, unele mai mari, altele mai mici, o pestițeală din asta generalizată. Noi am creat un model de parc sau de cimitir parc în care îmbin cimitirul cu recrearea și mai bine spus cu elementul de reculegere pe care trebuie să-l ai specific cimitirului. Adică asta înseamnă băncuțe, alei, trotuare, copaci, spații verzi, parcare unde să-ți dați mașina și avem 600 de locuri, pe o distanță și pe o suprafață mare, sunt 6.000 de locuri de veci pe 20 de hectare. Dar asta înseamnă că e foarte mult, repet, spațiu verde și copaci plantați pentru a da și acea dimensiune de reculegere specifică unui cimitir. Nu vorbim în fiecare zi, dar nu putem evita, face parte din viață, cum nașterea face parte din viață și decesul face parte din tot ce înseamnă preocuparea administrației. Deci intră și o asemenea gândire. Spun asta pentru că următorul concept pe care l-avem este pădurea parc. Adică am luat porțiuni de pădure din preajma Clujului și le-am pus în analiză pentru a crea spații de plimbare, de recreere în pădure, fără să tai copacii, niciun copac nu se taie, dar se amenajează, repet, zone în care se deplimb, zone de popas, trasee turistice, încât să fii în siguranță și să poți merge acolo. Asta e complementar la cele 100 de parcuri, 100 de hectare de parcuri propriu-zise. Și nu în ultimul rând, nu știu, cred că suntem primii în România, am trecut la expropieri de terenuri pe care urmau să se construiască blocuri ca să facem parcuri. Nu e ușor. Mă înjură lumea, mă dă în judecată, mă critică, e presiune mare financiară, dar am spus că trebuie să construim un oraș pentru oameni, nu pentru profit. Investitorii sunt respectați în acest oraș, au dreptul să facă investiții în concordanță cu planul urbanistic general și cu legea, cu respectarea condițiilor de calitate a vieții, dar nu totul poate și trebuie să meargă numai pentru profit. Trebuie să meargă și pentru oameni, de aceea aceste spații din oraș trebuie utilizate într-un mix între interesul public și interesul privat. Și acum am început să construim un parc în mijlocul unui cartier al orașului, unde am expropiat, sau suntem în proceduri, mai bine spus, de expropiere, dar am vreo 17 procese pe rol în acest moment, pentru că acolo doreau să construiască blocuri de 11 etaje. În mijlocul unui cartier să mai îndeși niște blocuri de 11 etaje în rândul unui cartier sau unei zone importante din Napoca. Și am spus, legea ne permite acum, și mă bucur că guvernanții au reușit să adopte aceste legi, să avem posibilitatea ca, după o prealabilă și justă despăgubire, da, omul nu primește și pleacă acasă cu mâna în buzunar, pleacă cu bani în cont, dar acolo se face parc și nu se fac blocuri. Asta este important de știut și dacă nu începe această bătălie din timp, e prea târziu după aceea pentru că ajungi la sufocare. Dar asta înseamnă, repet, multe greutăți, multe probleme pentru că oamenii prima dată sunt nemulțumiți. După aia văd că lucrurile sunt și partea aceasta care ține de trecerea de la mașină pe transportul alternativ. Când luăm de la mașini și dăm la pietoni și la spații publice, nu e plăcut. În jură lumea, e nemulțumită, protestează, dar la sfârșit văd că lucrurile arată bine și atunci se uită partea rea. Și aceea spun și eu că cererele se spele și rămâne doar partea bună a lucrurilor. Dar repet, aceste decizii nu le iau singur. Le iau după consultare publică deschisă, largă, pe care am avut-o și în această vară și o să avem în continuare, după proiecte rezultate numai concursurile de soluții. Aici cred că a fost prima primărie din România care a deschis această cale de proiecte de calitate prin tehnica concursurilor de soluții. Pentru că ai calea aia licitației, înguste, scurte, unde ai 3 participanți, trebuie doar să te rupți cu ei. S-au deschis ideea concursului de soluții între firme internaționale din întreaga Uniune Europeană care participă și premiez 3 proiecte și din rândul celor 3 proiecte după aceea adaugi și pui un proiect care să fie după aceea implementat, după ce adun pe toți specialiștii și îmbunătățesc proiectele existente. Că atunci când ești la licitație, ai un proiect și gata, trebuie să-l implementezi pe ăla. Bine, rău,
a închis discuția. Concursul de soluții se oferă șansa de a perfecționa cu toate cunoștințele și cu toate experienții un proiect. Un exemplu este amenajarea malurilor Someșului în oraș, a câștigat o firmă spaniolă, pentru că am deschis competiția la nivelul întregii Uniunii Europene, așa cum este și firesc. Și va fi un proiect de mare calitate în rândul proiectelor verzi despre care vorbeam ale Clujului. Cam asta. Clujul se confruntă cu o puternică presiune pe piața imobiliară. Acum sunt prețuri care rivalizează sau uneori chiar depășesc prețurile din București. Are de gând primăria să se implice pe această zonă sau va lăsa piața să regleze lucrurile? Facem exact ceea ce ne permite legea și încercăm să oferim calitate vieții, pentru că până la urmă vieții este o sabie cu două tăișuri. Prin faptul că am ținut foarte mult la conceptul de calitate, devii foarte atractiv. Asta se duce și în creșterea prețurilor. Te preocupă să ai locuri de muncă bine plătite, oamenii doresc să vină. Deci e o sabie cu două tăișuri. Dar asta nu înseamnă că voi coborî standardele de calitate pentru a face concesii în detrimentul banalului, a derizorului, a chiciului sau așa. Nu, nu voi lăsa sub nicio formă. Cât pot timp voi avea un pic să mână în calitate de primar. Nu voi coborî standardele, care sunt cele mai importante pentru cetățenii Clujului, să aibă servicii de calitate. Dar ce fac eu și îmi permite legea este să creez cartiere noi. Atenție, nu pe domeniul primăriei neapărat, pentru că nu avem terenurile necesare. Dar pentru prima dată am deschis ideea ca primăria pe 246 de hectare, care nu sunt ale noastre, să elaborăm un plan urbanistic zonal și un master plan cu privire la cum să arate acel cartier de la zero. Adică să nu vină fiecare investitor, unul să trântească un bloc, altul să trântească alt bloc, altul să mai vină cu o casă, după aceea stai că nu avem centru de cartier, după aceea stai că strada e prea îngustă, după aceea stai că nu avem școală, hop, că nu știu nici grădiniță, stai că nu avem cu ce ajunge acolo. Nu. Am spus, nu, asta înseamnă dezvoltare. Și am spus așa, nu, noi, primăria, ne asumăm să facem plan urbanistic zonal. Plan urbanistic despre care am vorbit este Sopor, un cartier de 246 de hectare, unde acum primăria lucrează la el și stabilește de la început bulevardul de 18 metri ca să ajungă în cartier. Aici este locul pentru parc, aici este locul pentru creșă, aici e locul pentru grădiniță, aici e locul pentru școală, aici e locul pentru centru de cartier. Principiul este ca nimeni să nu facă mai mult de 20 de minute pe jos de a avea acces la cele mai importante servicii de bază, de la centru de cartier, la creșă, la grădiniță, la transport în comun. Acolo să le ai toate în orizontul tău de mers pe jos în 20 de minute. Pentru că o parte din traficul din oraș e datorat faptului că trebuie să mergi într-un colț al orașului, în celălalt colț al orașului să duci copiii la creșă sau la grădiniță. Nu e normal asta. Asta trebuie să fie acolo în ecosistemul tău local. După aia, la locul de muncă, evident, mergi cu transportul în comun, că la nu pot eu să ți-l stabilesc în cartier. Dar toate celelalte servicii tu trebuie să le ai acolo în cartierul tău. Și asta, repet, facem în acest moment pentru a ajuta și la oferirea de spații de locuit, dar care să păstreze calitatea vieții. Și, repet, inclusiv avem în proiecție extinderea unei linii de metrou în perspectivă spre acea zonă de dezvoltare a orașului, zona Soporului. Cam în maniera aceasta gândim, în rezum, nu putem interveni pe piață să stabilim prețurile, nu avem acest cadru legal care să ne-l stabilească, dar prin creșterea ofertei coborâm prețurile pentru că va fi mai multă ofertă la cererea existentă. Tocmai ați finalizat prima stradă smart din România. Spuneți-ne un pic ce oferă acest proiect clujenilor și dacă este un proiect singular sau intenționați să faceți astfel de străzi în mai multe zone ale Clujului. Iarăși facem ceea ce în Uniunea Europeană s-a întâmplat de foarte multă vreme. Așa cum eu zic de foarte multe ori, Clujul este Europa, la fel cum Berlinul este Uniunea Europeană, cum Bruxelles este Uniunea Europeană. Așa spun și în cartier, și în Cluj-Napoca. Fiecare cartier este Cluj-Napoca. Adică nu ne rezumăm să modernizăm doar zona centrală, pe care în bună parte am făcut-o, ci trebuie să ajungem cu modernitatea și cu calitatea vieții în fiecare colțișor al orașului. Și am început acel proiect pilot, intitulat Prima stradă smart din România, pentru a arăta că noi ne ducem cu modernizarea în toate cartierele orașului. Asta e prima componentă. A doua este să oferim tuturor cetățenilor din fiecare colț al orașului șansa de a se bucura de beneficiile tehnologiei. Ce conține acea stradă smart pietonală, cu arbori plantați, cu stații de încărcare pentru mașini electrice, cu stații de încărcare pentru trotinete, pentru biciclete, cu băncuțe smart în care poți să-ți încarci inclusiv telefonul, cu panouri solare, cu iluminat LED,
cu toate facilitățile pe care un om le întâlnește atunci când merge în afară într-o capitală europeană, le găsește la el în cartier. Vrei să vină până în centrul Clujului. Și la el acolo, în cartier unde locuiește, unde are apartamentul la bloc, să poată avea acces la aceste facilități specifice tehnologiei moderne. Cu zone wireless, ca să poți să-ți accesezi oricând laptopul sau telefonul în manieră wireless. Toate aceste lucruri, repet, le găsești pe aceste infrastructuri create și asemenea modele le multiplicăm în fiecare parte a orașului. Vorbeați într-o postare pe Facebook recent despre Cluj ca oraș al inovării, axat pe cercetare, dezvoltarea noilor tehnologii, IT și toate astea pentru a crește nivelul calității vieții pentru cetățeni. Aceste proiecte v-au dus, cum ați spus și mai devreme, în finala competiției de capitală europeană a inovării. Sunteți optimist referitor la șansele de câștig? Eu să fiu sincer cu dumneavoastră. Simplu fapt că am ajuns în finală pentru noi înseamnă atingerea obiectivului despre care vorbeam. Gândiți-vă că suntem cu Viena, cu Lyonul, cu orașe foarte importante din Uniunea Europeană. Numai prezența într-o asemenea galerie ne onorează. Printre primul oraș din Europa Centrală și de Est care accede în această fază a competiției. Deci noi considerăm că din acest punct de vedere deja ne-am îndeplinit obiectivul de a marca încă o dată dimensiunea aceasta de inovare a Clujului. Evident că facem tot ce ne stă în putință să câștigăm cât mai mult. Va fi o fază următoare unde ne vom prezenta proiectul, ne vom prezenta argumentele, vom fi în bătălie, dar consider că deja noi ne-am atins obiectivul primar, acela ca de la prima participare să ajungem în finală. Gândiți-vă câte echipe care merg în Liga Campionilor la prima participare ajung să intre în grupa Ligii Campionilor. Așa, scuzați-mă că e comparația un pic așa mai deplasată cu fotbalul, dar cam asta, despre asta este vorba. Și asta ne dă argumente în continuare să întărim dimensiunea aceasta care aduce slujbele bine plătite, slujbele viitorului, pentru ca să se leagă cu cealaltă dimensiune de educație despre care vorbeam, educația digitală, care trebuie să fie fundamental schimbată ca și concepție și în România, și cred că suntem pe drumul bun în Cluj-Napoca. Când spun educație digitală, spun așa, 90% din viitoarele slujbe vor presupune cunoștințe digitale. Asta spune toată Uniunea Europeană. Slujbele viitorului presupun în proporție de 90% diverse abilități digitale. Astăzi 44% din populația Uniunii Europene nu are abilități digitale sau sunt foarte limitate. Există România ce procent are, mult mai ridicat, de persoane care nu au abilități digitale pentru a face față unei slujbi, unei meserii sau unei profesii sau unei activități în viitor. Și atunci trebuie să începem de la școală. Elevi, dar în egală măsură și profesori și infrastructura eficientă și infrastructura aferentă. Noi ne axăm pe cele trei componente. Infrastructură, deja în urmă cu 5 ani am investit multe milioane de euro să avem fibră optică la fiecare școală, rețea de calculatoare, Wi-Fi, totul asigurat. Acum am investit încă 3 milioane de euro pentru învățământul digital, să aibă fiecare școală dotările cu camere video, cu microfoane, cu laptopuri, să poată face învățământul hibrid. De asemenea, am cumpărat tablete deja școlare încă din 1 aprilie pentru copii care nu au acasă să poată accede la învățământul digital sau la învățământul hibrid. Iar acolo unde avem comunități defavorizate și părinții nu au bani, am asigurat Wi-Fi gratuit. Pentru că, repet, educația viitorului nu va scăpa de componenta digitală. Aia nu mai poate fi scoasă din viața noastră. Și trei, sunt profesorii. Am citit un studiu al Uniunii Europene care spunea că 65% din profesorii în Uniunea Europeană au avut primul lor contact cu învățământul digital online acum în pandemie. Ori acest lucru arată că încă sistemul nostru educațional nu este pregătit și atunci atragem bani europene acum să asigurăm pregătirea în continuare a profesorilor pentru a putea avea un învățământ online digital de calitate. Spun învățământ digital pentru că nu se rezumă doar la învățământul hibrid, care va fi într-o formă sau alta din septembrie. Și după ce se va termina pandemia, partea aceasta de învățământ digital va continua, adică copiii vor putea avea acces prin învățământul digital la o bibliotecă virtuală unde se vadă aceeași lecție despre teorema lui Pitagora prezentată sau predată și de alți profesori, care vor preda poate pe un nivel mai avansat sau pe un nivel mai scăzut și fiecare își va găsi nivelul. Îi va obliga și pe profesor să-și ridice gradul de pregătire pentru că vor vedea comparațiile pe care copiii le văd. Las profesorul cum au predat aceeași lecție. Ca să dau un exemplu cum poate fi utilizată dimensiunea aceasta a învățământului digital, ca să nu mai vorbesc de abilitățile propriu-zise pe care trebuie să ți le formezi pentru a ocupa orice slujbă în viitor. Rămân la convingerea că educația este cea mai bună investiție din univers, pentru că e lipsită de grijă a falimentului și dacă
vrei să ai o cale directă de a ieși din sărăcie sau o cale directă de a-ți mări veniturile, calea acestea prin educație. Și la Cluj mă axez foarte mult pentru a-i sprijini pe cei din grupurile defavorizate de a ieși din starea în care se află, nu neapărat prin venitul minim garantat și prin hrana asigurată zilnic, care e important, o facem. Dar mă uit la copiii lor și spun, nu primiți ajutor social dacă nu duceți copiii la școală. Copiii vor și nu vor duce mai bine dacă nu vor are educație, pentru că nu poți să-i oferi o slujbă dacă n-ai niște abilități minimale și vor rămâne în stare de dependență față de stat. Atunci, întotdeauna m-am axat pe această componentă de a sprijini pe om să iasă din situația care se află prin propriile lui eforturi, dar cu sprijinul nostru de a pune la dispoziție instrumentele prin care să poată avea acces la o slujbă mai bună și la un salariu mai bine pregătit, la un salariu mai bine plătit. Pentru că rămân la convingerea că slujba este cea mai bună formă de protecție socială, munca. Nu este decât locul de muncă, orice altceva este o poveste. Într-adevăr, trebuie să avem grijă de persoanele cu dizabilități, pentru că nu și-au dorit să ajungă acolo și trebuie sprijinită ca formă de solidaritate umană sau cineva care are o problemă de sănătate, trebuie sprijinit. Dar toți cei care pot munci nu au altă cale decât de a ieși din starea în care se află prin muncă, prin ceea ce înseamnă asigurarea de către noi, de către autorități, a posibilității să aibă acces la un loc de muncă bine plătit. Noi trebuie să le punem locurile de muncă la dispoziție, ei trebuie să le acceseze și atunci toată lumea poate trece spre acea clasă de mijloc despre care vorbeam, ca element de stabilitate a democrației. Clujul are unul dintre cele mai valoroase patrimonii culturale din România. Spuneți-ne un pic ce ați făcut pentru el și cum intenționați să-l protejați în continuare. Cu zăhărelul și cu biciu. Adică tot ce înseamnă clădiri, inclusiv clădiri de patrimoniu și centrul orașului prin excelență, clădiri istorice monumentale care fac parte din patrimoniul nostru, am spus așa, ca proprietari aveți obligații de la cetățeni să vă întrețineți imobilele pentru a fi în primul rând în siguranță, de a nu cădea acoperișul în capul trecătorilor sau să se prăbușească tencuiala. Și dacă voi nu realizați acest lucru de bunăvoie, noi impunem sancțiuni. Nu s-a putut de bunăvoie și atunci am trecut la impozitarea cu 500% a celor care nu-și grăbesc, nu-și reabilitează, nu-și întrețin imobilele din zona centrală. Cu asta am început, pentru că acelea sunt cele mai importante clădiri. Noi am venit și cu împrumuturi pe care le-am oferit să și le acceseze de la primărie, unii au făcut, alții nu, dar nu am cedat ani în șir la aplicarea acestei sancțiuni de 500% impozit față de clădirile nemodernizate și acum se vede diferența. Practic, centrul Clujului începe să arate așa cum ne-am dorit să arate un centru european. În ceea ce privește clădirile publice, evident că acolo am atras fonduri europene și ne-am preocupat ca ele să fie la standardele acreditate internațional, astfel încât să răspundă așteptărilor oamenilor. Deci, în primul rând, am lucrat și cu partea care ține de convingere, dar și cu instrumente de constrângere atunci când a fost posibil. Începeți campania într-o situație complet nouă, aceea unei pandemii. Cum credeți că va fi în campanie și cum ați simțit oamenii până acum? Credeți că vor fi mai reticenți în ceea ce privește prezența la vot? Eu văd că peste tot în lume au loc alegeri, că procesele electorale merg mai departe, adevărat în condițiile de siguranță și de protecție. Sunt convins că și clujenii și românii vor ști să facă față acestei situații și așa cum se spune, mai sunt activități similare alegerilor care se derulează și în momentul de față. În aceleași condiții de siguranță și cu respectul regulilor stabilite de autorități vor avea loc alegeri. Deci n-am o reținere în această privință, pentru că viața trebuie să meargă mai departe. Ce trebuie să facem este să nu ignorăm realitatea în care trăim. Și eu cred că dacă mai era cineva în lumea asta care zicea, domnule, nu este COVID-ul ăsta, nu este epidemie, e o poveste, acum cred că s-au convins. Pentru că dacă după relaxarea măsurilor și în Franța, și în Germania, și în Spania, dar și în România, după ce deciziile Curții Constituționale au scos din nefericire 5.000 de bolnav COVID în stradă și avem o explozie de cazuri după aceea, cred că această explozie de cazuri noi arată că acest COVID există, că nu e o poveste, că dacă era o poveste, dispărea de la sine. Și atunci, eu în primul rând pun și fac apel la responsabilitatea individuală a fiecărui cetățean, pentru că până la urmă ei pot rezolva această pandemie. Medicii oricât s-ar stădui, pot scăpa situația de sub control dacă cetățenii nu sunt suficient de vigilenți să se protejeze ei și să nu transmită virusul mai departe. Și de aceea și eu mă realiez la cel care susțin că această triadă a bunului simț, mască, distanțare socială, repet, și spălatul pe mâini, dacă aceste lucruri le face și fac parte tot mai mult din cultura noastră, atunci vom depăși mai ușor perioada care urmează.
Deci închei răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Consider că dacă nu apare ceva excepțional până în 27 septembrie, alegerile se pot derula în condiții de siguranță și cu derularea lor, cu respectarea prevederilor legale. Iar în privința campaniei, eu nu consider nici că sunt în campanie, nici în afara campanie, fac ce fac de 4 ani de zile, de 8 ani, de 12 ani, de când sunt primar, fac asta în fiecare zi. Și atunci clujenii fac diferența până la urmă dacă merit sau nu, până la urmă este judecata lor cea care rămâne să tranșeze. Eu trebuie să muncesc pentru ei până în ultima clipă a mandatului, care o fie o stabilit clujenii. Tot legat de alegeri, credeți că veți obține voturi de la comunitatea maghiară din oraș? Eu nu am avut niciodată o campanie etnică sau focalizată pe grupuri. Am o campanie focalizată pe interesul public. Adică, dragi clujeni, suntem în aceeași barcă. Români, maghiari, nemți, oricine trăiește în acest oraș. În al doilea rând, acest oraș este casa tuturor comună. Trebuie să ne simțim bine toți acasă. Aici locuim în fiecare zi, ne întâlnim pe stradă, la serviciu, în autobuz, la restaurant, pe terase. Suntem toți în aceeași barcă. Și în condițiile acestea, împreună trebuie să hotărâm ceea ce este bine pentru oraș. Ceea ce e bine pentru maghiari e bine și pentru români. Ce bine pentru români e bun și pentru maghiari sau pentru neamți. Sunt convins că aceste lucruri și dacă cu toții credim că rămâi, spunem, construim cu toții ca și comunitate, vom fi mai puternici. Deci din acest punct de vedere nu am o campanie focalizată pe dimensiunea etnică. Am o campanie. Îmi derulez activitățile ținând cont de interesul clujenilor și de a pune Clujul pe primul loc, indiferent de originea etnică a clujanului. Cum vedeți începutul anului școlar acum? Ce măsuri ar trebui luate pentru siguranța elevilor? Noi am stabilit regulile. Dacă nu se schimbă ceva radical până în 14 septembrie, scenariul este următorul. Și pentru asta am pregătit toate etapele necesare și toate condiționalitățile le-am asigurat. 1. Clasele 0-4 merg la școală, pentru că nu poți să înveți alfabetul, nu poți să faci numerele cu bețișoare online. Nu merge. Trebuie să fii acolo la școală. Și acolo, unul într-o bancă, distanță de un metru, defazarea pauzelor, astfel încât să nu se întâlnească copiii. Clasele 0-4 și clasele 8, așa, 12, merg la școală. Deci din clase terminale, pentru că trec în ciclul următor și trebuie să le asigurăm egalitate de tratament, să poată să aibă acces egal la educație, pentru ca examenele care îi așteaptă la sfârșitul clasei a 8-a și a 12 să îi pună în situația să dea tot ce e mai bun din ei. Și atunci merg la școală și ei. După aceea, celelalte clase vor avea o săptămână și o săptămână. Jumătate din clasă merge la școală, jumătate stă online. Săptămâna următoare se inversează. Pentru asta m-am spus că din 3 august am dat bani școlilor, am făcut rectificare de buget să aibă toate echipamentele pe 14 septembrie achiziționate, cumpărate, să poată desfășura învățământul hibrid online pentru cei care nu vin la școală. Și de asemenea, după ce am pus bani la solubilitate pentru ce înseamnă salubrizarea curților școlilor, am cumpărat cele necesare prin intermediul școlilor pentru dezinfectarea spațiilor din clasă, pentru asigurarea de dezinfectanți, pentru tablete pentru elevi, le-am cumpărat încă din 1 aprilie. Cu alte cuvinte, noi suntem pregătiți pentru orice scenariu de siguranță ca să înceapă școala. Dar, repet, am mers pe ideea că vara plug și vara sane, din timp. N-am așteptat să vină guvernul să spună, ia faceți asta sau faceți aia. Ne-a spus, e descentralizare, aveți grijă de voi. Ne-am ocupat cu inspectoratul școlar, cu conducerea școlilor, cu conducerea administrației județene, cu comitetul județ al administrației de urgență și ne-am stabilit cadrul de lucru. Deci suntem pregătiți să începem în 14 septembrie școala, într-un scenariu de siguranță, în principiu pornind pe această componentă pe care v-am prezentat-o acum. Și o ultimă întrebare, domnule primar. Aveți în plan la un moment dat să reveniți în politică la nivel național? What? Ce în politică? Ce? Am văzut de toate. Ce să mai văd la nivel național? Am văzut pe toate, le cunosc, le simt. Aici e ceea ce mă interesează pe mine. În primul rând, componenta aceasta de primar. Clujenii, practic, mi-au oferit șansa de a lucra în folosul lor. M-au ajutat că mi-a fost cel mai greu și nu credeam în 2012 că voi fi reales după perioada de criză economică, dar clujenii nu m-au uitat, așa încât nici eu n-am trebuit niciodată, pentru că m-au inventat și reinventat politica aici la Cluj-Napoca și asta este prima mea opțiune indiscutabilă. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc pentru invitație!